În noaptea de joi spre vineri, comuna Budeasa din județul Argeș a fost scena unui accident violent de ATV, soldat cu moartea unui bărbat de 39 de ani și rănirea gravă a unei femei și a unui copil. Incidentul a avut loc într-o zonă împădurită, iar echipele de urgență au fost alertate printr-un apel la 112 despre un ATV răsturnat. La fața locului, bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și, în ciuda eforturilor echipei medicale de a-l resuscita, a fost declarat decedat. Femeia, în vârstă de 38 de ani, a suferit leziuni la un membru inferior, iar copilul de 10 ani a fost de asemenea rănit. Amândoi au fost transportați de urgență la spital de două echipaje ale serviciului de ambulanță județean Argeș. Poliția a deschis un dosar penal și a început o investigație pentru a determina circunstanțele exacte ale accidentului. Aceasta va analiza toate detaliile și posibilele cauze care au condus la acest tragic eveniment. Vă rugăm să fiți prudenți în trafic! O secundă de imprudență poate schimba viețile noastre și ale celor din jurul nostru. Respectați regulile de circulație, adaptați viteza la condițiile de drum și rămâneți concentrați pentru a preveni tragediile. Siguranța pe drum depinde de fiecare dintre noi. Sincere condoleanțe familiei.